Cele mai multe unități de cazare din Delta Dunării nu mai au locuri pentru Paște sau 1 mai. Administratorii de pensiuni sau hoteluri au pregătit pe lângă mese festive cu produse tradiționale și activități pentru întreaga familie. Serviciile pot fi achitate și cu tichetele de vacanță. Delta oferă acest lucru, gastronomia locală, tradițională din Pește, plimbările cu caiace, cu hidrobiciclete. Avem o ofertă de Paște, am lăsat mai lejer, nefăcând niște pachete clare, că oamenii să poată să opteze între 2, 3, 4 zile, fiecare cum dorește, și de asemenea să aleagă între meniul de pește și meniul tradițional de Paște, mielul. În cele două locații noi avem 30 de camere, avem cam 80% ocupat. Gazdele le pun la dispoziție turiștilor plimbări cu barca, cu hidrobicicleta, dar și multe alte surprize. Noi suntem pregătiți să îi întâmpinăm pe oaspeții noștri cu foarte multe rețete care au ca aliment de bază peștele și nu numai. Această cameră este un bungalow care are o lejancă. Este un pat tradițional povenesc sub care se poate face focul, după cum puteți observa. Și încălzește toată camera, dar și salteaua pe care se doarme. Bungalow-ul pe care vi l-am arătat este 450 pe noapte cu mic dejun inclus, iar camera dublă, care este o cameră normală încălzită cu centrală, este 350 de lei dubla pe noapte. Turiștii care doresc să ajungă în biosfera Deltei vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar anul acesta. Tariful pentru permisul de acces de o zi va costa 30 de lei în loc de 5 lei ca până acum.